Chiar dacă a fost ocupat până peste cap atunci când a venit în România, Cristi Chivu și-a făcut timp și pentru familia lui. Împreună cu Adelina și cu Natalia, capitanul naționalei s-a plimbat o zi întreagă prin grădina zoologică de la marginea capitalei. Campion atunci când este pe teren, dar și când stă cu familia, Cristi Chivu nu pierde nicio ocazie pentru a-și demonstra dragostea pentru fetele lui. Aflat pentru scurt timp în București, Cristi le-a adus pe Adelina și pe Natalia la grădina zoologică. Cei trei au admirat animalele vreme de câteva ore, după care au ieșit cu zâmbetul pe buze. Capitanul a ieșit primul, urmat de soția lui, care ținea în brațe pe Natalia, și de mama ei, care împingea căruciorul. Și chiar dacă are numai un an și jumătate, Natalia nu s-a intimidat atunci când a văzut că este filmată. Și Adelina părea foarte fericită. Și chiar dacă zilele trecute se zvonea că Adelina urmează să nască un băiețel, adevărul este că nu a aflat deocamdată sexul copilului pe care îl poartă în pântece. Familia Chivu este acum în vacanță peste ocean și abia după ce se vor întoarce, cei doi vor încerca să afle ce le va aduce Barza, un băiețel sau o fetiță.